Reprezentanței mass media, vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației noastre. V-am invitat astăzi aici ca să discutăm două proiecte de importanță majoră. Primul este proiectul de modificare a codului educației, care a fost aprobat săptămâna aceasta de guvern și transmis Parlamentului pentru aprobare. Cel de-al doilea subiect pe care îl vom aborda ține de lansarea, începând cu ziua de astăzi, a înscrierii la cursuri de instruire pentru limba română în cadrul programului de studiere a limbii române. Voi începe cu schimbările pe care le aduce proiectul de modificare a codului educației, documentul care este cadrul legislativ de referință pentru întreg sistemul educațional. Una dintre cele mai importante schimbări ține de extinderea perioadei de acordare a indemnizației anuale pentru tinerii specialiști din domeniul educației, de la 3 la 5 ani. Prin extinderea acestei perioade, se majorează suma indemnizațiilor acordate tinerilor specialiști de la 120.000 de lei la 200.000 de lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și de la 96.000 de lei la 160.000 de lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar. Se extinde de la 3 la 5 ani și perioada în care tinerii specialiști din instituțiile de învățământ general publice beneficiază de sprijin pentru inserție profesională, inclusiv de reducerea a 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție, precum și de audiență din partea cadrului didactic mentor. De asemenea, personalul didactic angajat în instituțiile de învățământ publice, din mediul rural și centrele raionale, inclusiv din unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, vor beneficia pe o perioadă de 5 ani de activitate de la debutul în carieră, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică din contul bugetului de stat în modul stabilit de guvern. Aceste măsuri au scopul de a motiva tinerii pentru o carieră didactică și de a contribui la creșterea calității resurselor umane în educație. Tot la nivelul învățământului general, va fi sporită calitatea serviciilor de asistență psihopedagogică prin includerea structurilor de asistență psihopedagogică la categoria subdiviziunilor structurale ale Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Astfel, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică va asigura prin structurile sale desconcentrate servicii de calitate în toate instituțiile de învățământ general. La nivelul învățământului profesional tehnic, modificările vizează transferul funcției de pedagog social în categoria funcțiilor didactice, dar și introducerea funcției de cadru didactic de sprijin. O altă prevedere a proiectului de modificare a codului educației ține de facilitarea recunoașterii calificărilor în contextul internațional, de crearea condițiilor pentru sporirea mobilității academice și pentru învățarea pe tot parcursul vieții. La fel, proiectul prevede introducerea microcalificărilor. În rezultatul introducerii și implementării conceptul de microcalificări, instituțiile de învățământ și întreprinderile private vor conducra pentru a oferi în mod activ programe de dezvoltare a competențelor. Această modificare va spori angajabilitatea și va facilita integrarea persoanelor. O altă măsură prevăzută de proiectul de modificare a codului educației ține de includerea în premieră a posibilității de a realiza învățământul dual la învățământul superior. Vreau să vă amintesc că acest concept și-a dovedit eficiența în cadrul învățământului profesional tehnic, acolo unde elevii desfășoară orele teoretice în instituțiile de învățământ, iar cele practice în cadrul întreprinderilor. Elevii încadrați în învățământul dual au și bursă și salariu. În cazul universităților, opțiunea învățământului dual va fi valabilă pentru ciclul 1 de licență, la anumite specialități, în condițiile stabilite de Ministerul Educației și cercetării, prin coordonare cu alte organe centrale de resurse și cu agenți economici interesați. La fel, pentru nivelul învățământului superior, vor fi introduse prevederi prin care vom crea premize de atragere în aule studențești a practicienilor din domeniul militar, al artei, al sportului și tehnologiile informaționale. De asemenea, la nivelul învățământului superior, planificăm să introducem specialități duble în științe ale educației și în filologie. La finalizarea specialităților
duble, studenții primesc o singură diplomă universitară în două specialități, evident obțin mai multe posibilități la angajare. Scopul acestor modificări reprezintă asigurarea calității studiilor universitare, calitatea absolvenților calificați în două specialități sau două limbi. Această prevedere asigură posibilitatea organizării combinațiilor între limbile clasice, limbile și literaturi străine, limba și literatura română, limbile și literatura etniilor conlocuitoare pe teritoriul Republicii Moldova. Noile modificări la codul educației introduc și noțiunea de educație multilingvă. Acest concept va permite dezvoltarea competențelor de comunicare eficientă în limba română și maternă, elevilor care studiază în instituții cu limba de predare alta decât cea română. În acest scop, Ministerul va elabora noi modele de plan de studii pentru aceste instituții de învățământ general, prin care se vor stabili și alte discipline care vor fi studiate în limba română sau cea maternă. Acestea sunt doar câteva dintre prevederile care sunt prevăzute în proiectul de modificare al codului educației. Amintim, codul educației a fost aprobat în 2014, iar în următoarele săptămâni va fi promovat în Parlamentul Republicii Moldova modificările la acest document. Stimați reprezentanți ai mass media, cel de-al doilea subiect pe care vreau să-l abordez astăzi ține de modalitatea de înscriere la cursurile de studiere a limbii române în cadrul programului național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă. Amintesc că acest program a fost aprobat de guvern și se va desfășura pe parcursul perioadei 2023-2025. Acest program prevede desfășurarea cursurilor gratuite de învățare a limbii române pentru adulți. Cursurile se adresează cadrelor didactice și managerilor care activează în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, persoanelor adulte care activează în diverse ramuri ale economiei naționale, justiție, medicină, arte, administrația publică locală și centrală, dar și altor persoane care doresc să învețe limba română. Subliniez că aceste cursuri de învățare a limbii române sunt gratuite. Formatul de organizare a cursurilor va fi atât cu prezență fizică cât și online. Cursurile se vor desfășura în mai multe regiuni din Republica Moldova, care vor fi stabilite în funcție de cererile depuse. Preconizăm că prin intermediul acestor cursuri, în acest an, să instruim pentru cunoașterea limbii române circa 2500 de cadre didactice și de conducere din instituții de învățământ general, circa 4.000 de persoane adulte din diverse categorii profesionale, inclusiv persoane adulte refugiate din Ucraina. Orice persoană care deține o adresă de e-mail validă se poate înscrie, începând cu ziua de astăzi și până în perioada de 26 mai, la cursuri de învățare a limbii române prin completarea unui formular online, care va fi link-ul pentru acest formular, va fi disponibil astăzi pe pagina Ministerului Educației și Cercetării. Înscrierea online este cea mai simplă modalitate de înscriere la cursuri și ne dorim ca această formă să fie utilizată de majoritatea persoanelor. De asemenea, Ministerul va conlucra cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, cu alte instituții publice, pentru a asigura informarea potențialilor beneficiari despre organizarea cursurilor și pentru a colecta cererile de participare la cursurile de limba română pentru angajații din aceste instituții. În cazul în care nu este posibilă înregistrarea online la cursurile de învățare a limbii române, persoanele interesate se pot adresa la instituția de învățământ din localitate, începând cu săptămâna viitoare, în timpul zilelor de lucru, pentru ca să fie sprijiniți în a completa cererea de participare la cursuri. În acest scop vor fi expediate instrucțiuni pentru instituțiile de învățământ. Subliniez, ne dorim ca colectarea cererilor, majoritatea acestora, să fie prin intermediul online și prin colucrare cu instituțiile publice. Totodată ne dorim să ajungem la cât mai mulți potențiali beneficiari și rog reprezentanții mass media să ne sprijine în campania de informare a cetățenilor despre perioada de înscriere pentru cursurile de studiere a limbii române organizate de minister. După colectarea cererilor, acestea vor fi analizate în funcție de cererile depuse. Vom fi determinate listele potențialilor beneficiari, apoi vor fi contactate persoanele pentru anumite precizări
și pentru informare despre modul cum va fi organizate pentru ei cursurile de studiere a limbii române. Astăzi vor fi deschise ofertele pentru selectarea companiei care va desfășura cursurile, urmând în câteva săptămâni să fie atribuit contractul și dat startul instruirilor propriu-zise. La finele cursului de învățare a limbii române, participanții vor obține un certificat cu indicarea nivelului de competență lingvistică de cunoaștere a limbii române, în conformitate cu prevederile cadrului european comun de referință pentru limbi. Valoarea estimată pentru organizarea cursurilor de învățare a limbii române este de peste 6 milioane de lei, alocații care sunt din bugetul de stat. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Ce număr de persoane ar avea nevoie de ce simplu? Dar s-a făcut vreo analiză? Noi dăm, începând cu ziua de astăzi, startul de colectare acestor cereri. Noi cunoaștem numărul potențialilor beneficiari cu aproximație, dar este important să colectăm cererile, să facem cât mai mult să informăm cetățenii, și aici rog și mass media să se implice pentru a informa cetățenii că începând cu astăzi până la 26 mai se colectează aceste cereri. Programul este pentru 3 ani. Astăzi am menționat că în anul acesta ne dorim să oferim cursuri de instruire pentru circa 6, între 5.000 persoane de adulți. În funcție de cererile depuse și programul continuu și în anii următori, dar și în acest an, dacă vom avea un număr mai mare de cereri față de ceea ce am prevăzut, vom căuta și vom identifica și alte posibilități și resurse pentru a oferi aceste cursuri la cât mai mulți cetățeni. De ce e la nivelul acum implementarea acestui program de studii de limbi române? Vrem să oferim tuturor cetățenilor din Republica noastră să oferim oportunități de cunoaștere a limbii române, ceea ce pentru ei sunt oportunități mai bune de angajare, de studii și de integrare socială. Vă mulțumesc! O zi bună!